Mânt și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovei ca pe umerii unor uriași. Oșteni! Boieri! Curteni! V-am adunat aici ca să stați mărturie după ce nu voi mai fi. Sunt 47 de ani. Mulți și puțini. De când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit, episcop, egumeni, boieri, țărani și răzeși în câmpul de la dreptate. Și cum vrut Moldova, așa vrut să-i și eu. Că vruia un domn drept, n-am despuiat pe unii ca să-i îmbogățesc pe alții. Că vruia un domn treaz și-am vegheat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit. Că vruia ca numele ei să fie cinstit și cunoscut de toți și numele ei trecu granița de la Cafa până la Roma ca o minune a Domnului nostru Iisus Hristos. Eu am fost biruit la Războieni și Chilia ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcatele mele, lăudat fie numele lui în veci. Moldova a biruit pretutindeni